efectiv, în primul rând, vreau să zic la mulți ani lui Marc. E fiul moștenitor maestrului. Și tot efectiv, chiar dacă mă repet, Marius Berce este unul dintre cei mai importanți artiști, nu tineri artiști, artiști, poate că mai mult decât atât, pictori din lume la această oră. E o șansa noastră să avem în Cluj foarte mulți artiști care au, e adevărat, o vârstă încă tânără, de mare valoare, printre care este Marius Berce. Întâmplător, mi-a fost student 5 ani, și masterat, și doctorat. Și m-am bucurat foarte mult, odată de grupa lor, extraordinar, în care făcea parte și Mircea Suciu, și Adrian Cosma, și Ioana Olăcuță, aici de față, și mulți alții. Și le doresc și lor mult succes și vin din urmă foarte puternic, se afirmă internațional. Dar vorbim despre Marius, este chiar un caz deosebit, pentru că, într-adevăr, este greu să înțelegi, pentru mulți care nu reușesc să lucreze suficient, sau să și lucreze și să fie și familist, sau să fie și artiști, sau maestri, sau pictori, sculptori, și profesori în același timp. Ei, Marius reușește să își împartă timpul în așa fel încât este un foarte serios și profesor, foarte bun coleg, este deja conferențiar. Este în același timp un foarte bun familist și mă bucur foarte mult pentru asta și fericit și părinții pentru felul cum o știu să crească. Dar în afară de acest lucru, are și, să mă înțeleagă, paranoia, nebunia și puterea de muncă a lui Sisif să lucreze și să-și desăvârșească opera. Este un exemplu extraordinar, Marius, de om. Foarte greu este să putem cumva să nu încurcăm, să participăm la formarea caracterului studenților. Pentru că în timp, contează foarte mult. Pentru Cluj și pentru România contează foarte mult caracterul. Să fie neclintiți, să fie oameni de încredere și așa mai departe. Deci lucru care se câștigă greu, cred că l-are din familie, dar oricum calitatea lui ca om este deosebit. Ca artist este afirmat internațional și doresc să meargă cât se poate de sus, poate să mai meargă mult mai sus, dar probabil că da, să fie în continuare cu aceeași forță și în același timp el are și expoziții în altă parte, probabil și la Berlin și așa mai departe. Deci nu, o să vorbească despre lucrări și despre el mai mult și mai în specializarea pe care o are un critic și istoric de artă foarte valoros de la noi, de la Universitate, Iacu Bogdan. Eu îl felicit și mulțumesc că te comporți așa.